Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlogmas, ziua 24. Mai avem o zi de filmat, doar o zi, Doamne, cât de repede a trecut. Nu vine să cred cât de repede a trecut această perioadă frumoasă. Haideți însă să deschidem adevărat calendarul, iar apoi am să vă povestesc ce avem de făcut astăzi. Gata, l-am ochit. Ia să vedem. Un creion pentru eyeliner. Eu nu prea folosesc creioane pentru eyeliner, îl pot folosi pentru linia apei, mult mai ok. Bun. Și mai avem pe 25, pe care îl vom deschide mâine. Cred că aici se află paleta, pentru că este foarte mare. Și din ce văd eu aici, avem o paletă, deci este paleta, cu siguranță. Terminat și cu advent calendarul. Eu trebuie acum să mă apuc să pun cartofiorii la fiert. Vreau să fac salata de biof. Trebuie să facem totul pe repede înainte. Vreau să fac niște frigărui pentru ora 12 să mâncăm noi. Așa că trebuie să le fac destul de repede. Voi pune morcovii, cartofii, ouăle la fiert. Așteptăm să se facă, între timp voi tăia carnea pentru frigărui, că nu nimeream să isic, pentru frigărui. Și apoi vom păpa, vom merge în oraș să căutăm ceva pentru Carolina, un cadou pentru Carolina, pentru că în seara asta cred că vine Moș Crăciun, da, în seara asta, nu ieri seară, din câte mi-amintesc eu, venea fix în seara când mergeam la colindat. Dar acum nu știu ce se întâmplă. Mergi la colindat seara, iar apoi următoarea zi vine și Moș Crăciun. Așa mi-aduc eu aminte. De când eram mică, parcă așa mi-aduc eu aminte. Nu știu. În fine, haideți să ne apucăm de gătit, pentru că deja sunt contra timp. Este ora 9 și 19 minute și avem foarte multe, Doamne, sper că nu mai ia din nou răceala, avem foarte multe de făcut. Mai pe seară vom face cozonacii și, ce mai zis, amandine. Deci trebuie să fiu foarte rapidă. Haideți! Gata, am pus și eu acolo morcovul, morcovii și cartofii la fiert. Acolo în spate am jambonul, hamonul. Am tăiat din el, îmi place, este bun. Când am fost în Spania, în vacanță la părinții mei acum mulți ani, când aveam vreo 14 ani, nu mi-a plăcut, nu am mâncat, însă acum chiar îmi place, este bun. Mi-a spus tatăl meu cum să îl ung, l-am uns cu puțin ulei pe unde am tăiat, ca să nu se mucegăiască, nu știu exact cum mi-a zis el, să nu se usuce. Și să pun ceva deasupra, am pus niște șervețele. Am și niște tăvi acolo, am mixerul pentru amandine, pentru diseară, pentru a mixa crema, Doamne. Sper că nu mă ia din nou răceala. Abia am scăpat de ea. Bun. Acum vreau să tai cărnița pentru, am aici mușchi de porc și
e cu... trebuie să-l plătesc, să-l spăl. Și cu piept de pui. Mă apuc să tai bucățelele, să tai și ardei, ceapă și ce să mai tai pentru ele, cam atât. Și vom mânca cu salată de piof. Și restul îl vom pune pentru mâine seară, pentru moș. Însă eu am o tavă, stați un pic. Am acest platou pe care vreau să pun salata biof, însă aș vrea să și acopăr, dar nu știu cum să fac. Cred că voi face, voi improviza ceva din bețe din astea de frigărui și voi înfige în salată și voi reuși apoi să o înfășor. Pentru că nu vreau să pun peste ea folia alimentară, pentru că se va lua tot ceea ce voi face eu, pentru că vreau să o și decorăm frumos astăzi. Bun, atâta palavra geală nu este bună. Haideți să tăiem cărnița. Între
aici murăturile, am aici castraveți și aici gogoșar. Ne vom apuca să-l tăiem. Dacă e mai tai pe parcurs, dacă mi se pare că nu sunt destule, vreau acum să mă apuc să fac frigăruile și apoi facem maioneza.
gălbenuș, mă apuc imediat să fac maioneza, am și uleiul aici. Și maioneza mea, am făcut mai multă pentru că vreau să o și ornez pe deasupra cu maioneză și apoi să o decorăm cu murături, cu gălbenul, cu albuș. Acum voi opri și eu cartofii și îi lăsăm să se răcească și apoi îi vom tăia. La maioneză, între timp, am adăugat și zeama de la puțină lămâie și muștar ca să pot să o fac mai repede și să nu se taie. Câțiva cartofi și vreo 2 morcovi. Dar vreau să opresc aici filmatul pentru că vreau să-mi rămână și pentru diseară, pentru cozonaci, pentru amandine, vreau să-mi rămână memorie. Ne auzim când deja o ornez. O să vă arăt salata în întregime după ce o termin. Gata, salata mea așa arată. Trebuie acum să strâng tot de pe aici. Am băgat și frigăruile la cuptor și vreau să o înfășor cu folia alimentară să văd cum fac. Bună! Am venit și noi din oraș. Am fost să cumpărăm pentru Carolina cadouri, însă a venit și la mine și la Nicu Moș Crăciun. Nu doar la Carolina. Și vreau să vă arăt ce am cumpărat. Mi-am luat eu un set, stați un pic că l-am probat și am pantalonii invers. Bun, aici avem pantalonii de training. Și aici avem gecuța. Este un set, setul acesta l-am văzut și pe net.
Îmi făcusem o captură de ecran, să l-am salvat acolo ca să-i dau comandă, însă când l-am văzut am zis nu mai stau pe gânduri și îl iau. Și l-am luat. Așa. Mai mi-am luat o pereche de colanți, tot pe negru. Am luat colanții. Iar iubitul meu și-a luat o geacă. Este din aceea fosforescentă. Da, fosforescentă. Este drăguță. Așa. Și acum să vă arăt ce am cumpărat Carolinei. Carolinei i-am cumpărat o păturică. Vreau să o desfac împreună cu voi. Eu folosesc foarte mult păturicile pentru Carolina. Îi le pun pe pat ca să-i fie călduț. Umbelesc cu ele când merg în parc sau, uite, de exemplu, cum am fost astăzi la cumpărături, a avut păturică pe ea. Eu folosesc foarte mult păturicile. Și i-am luat așa pe roz și are modele cu ursuleți, steluțe. Văd aici, cred că și un elefanțel. A, nu, tot urs este. Numai ursuleți și... Opa! Așa. Următorul articol. I-am luat o salopețică. Aceasta este super bună. Când am combinezonul la spălat, îi pot da această salopețică cu o gecuță și este perfect. I-am luat un set cu două piese. Și i-am luat un biberon pentru că aveam nevoie de biberon. I-am mai luat o jucărie și ștrâmbișori și mănuși. Am cumpărat noi, a venit moșul în această zi și pentru noi. Haideți, că eu mi-am uitat deja cu toată plimbarea mea, deja uitasem că am cozonaci de făcut, am amandine de făcut și deja este ora 2:30. Tare mie că mă prinde noaptea, eu sper să mă prindă noaptea, sper să termin repede. Întâi ne vom apuca să frământăm cozonacii ca în timp ce se dospesc să facă aluatul pentru amandină, pentru că aș vrea să bag în același timp și cozonacii, dar și amandina la copt. Și apoi să o las să se răcească, să fie totul ca lumea și să mă încadrez în timp, pentru că nu aș vrea să pierd toată seara în bucătărie. Haideți, mai am câteva de strâns pe aici, pe blatul de bucătărie, în față de mine am spălat, mai am câteva și trecem la treabă, pentru că timpul se scurge ușurel. Bun, am adus și eu aici telefonul celălalt, am aici rețeta salvată de cozonaci, pufoși, sper să și iasă exact cum descrie titlul aici. Deci vom avea nevoie de 1 kg de făină 00. Drăguț. 1 kg de făină. Aici. Bun. Vom mai avea nevoie de 50 de grame de drojdie. Imediat o scot din frigider.
Am adus și drojdie, am adus și portocalele, lapte, imediat îl scot. Gata, am adus și laptele. Așa, de ce mai avem nevoie noi? Zahăr. Avem aici zahărul. Ouă, imediat aduc. Am adus și 4 ouă. Ce mai zice aici? Ulei. Și unt. Uleiul îl am aici. Și unt imediat îl scot. Așa. Zahăr vanilat. 3 plicuri. Gata și pe ele. 2 lămâi. Imediat le aduc. Am adus și lămâile și mai avem nevoie de sare pe care o avem aici. Și atât. Haideți să... Să răzuim întâi cojile la lămâi și la portocală. Bun, am spălat. Nu vă mai îngățiți. Am spălat lămâile și portocala și haideți să le răzuim. Am să vă dau pe repede înainte ca să nu îmi ocupe prea mult spațiu. Răzătoarea mea nu prea mai merge bine și m-am cam chinuit ceva. Mă doare extrem de tare mâna, așa că nu mai zic ajungem. Pentru 2 cozonaci este perfect. Bun, haideți să vedem următorii pași, să vedem ce avem de făcut. Mi se pare că trebuie să bat cu mixerul ouăle cu zahărul, apoi să incorporez drojdia. Sau nu mai știu, dar ceva de gen, nu știu că citisem. Haideți să trecem la următoarea etapă. Eu nu am să vă mai povestesc nimic, mă veți vedea direct la lucru.
și aluatul de cozonac, îl lăsăm 10 minute la odihnit, iar apoi vom... Stați un pic. Vom începe cu untul, însă trebuie să-l topim. Deci trebuie să amestec 100 de ml de ulei cu 100 de grame de unt topit. Bun, haideți să topim untul. Scrie că l-a băgat în cuptor pentru 30-40 de minute, însă eu l-am pus pe calorifer. M-am ajutat de un scaun ca să nu cadă. Bun, ștergem blatul de bucătărie și ne vom apuca de blatul pentru amandină.
Cred că a trecut mai bine de o oră. Oho, a crescut, da, a crescut. Haideți să punem aici, jos. Așa. Să-l mai frumatăm un pic. Patru biluțe le las aici încă vreo 10 minute la dospit și apoi trecem la făcut. Dar de fapt o fac acum crema pentru umplut. Deja ora 9:20, mă uitam la singura casă și editam și mi-am dat seama că nu am făcut încheierea, mă vedeți foarte nasolică pentru că deja este și noapte afară. Eu sunt obosită, vreau să-mi fac baie și să mă pun în pat. Voiam să vă zic că amandină n-am mai făcut pentru că nu mi-a ieșit platul. Mi-a ieșit foarte, foarte scorțos și am mai încercat un alt blat și acela la fel mi-a ieșit. Nu înțeleg de ce. Am urmat rețeta. De asemenea, nu pot să zic că n-am cântărit pentru că am avut paharul gradat de la bunica mea și am cântărit toate astea, tot ce am avut eu, făină, zahăr, tot ce am avut nevoie. Nu înțeleg de ce nu mi-au ieșit, mi-au ieșit scurțoase, n-au crescut, însă cozonacii, ei, însă cozonacii mi-au crescut, sunt frumșei. Pe cel pe care l-am la Moș am pus și ciocolată, un strat de ciocolată, și pe acesta pe care îl mâncăm noi n-am pus nimic, doar că vreau să vă arăt. Este super, super pufos aluatul. Chiar mi-a ieșit și este bun. Ce să vă mai zic? Am făcut și eu curat aici. Mai am gunoiul pe care nu l-am dus. Cred că îl duc mâine înainte să plecăm la Moș. Pentru că am terminat destul de târziu. Am terminat la 7. La 7 am terminat tot. Pentru că v-am zis, am mai încercat să mai fac un blat, însă nici acela nu mi-a ieșit. Și după ce am terminat tot, m-am apucat de curățenie. Am făcut curățenie în bucătărie, am făcut curățenie în living, am făcut curățenie la noi în dormitor. Am dat cu mătura, am făcut tot ceea ce era nevoie. Și acum mă relaxam și v-am zis, mi-am dat seama că nu am încheiat vlogmasul. Deci, noi ne revedem mâine în ultimul vlogmas și cred că nu voi mai filma seara, vedem. Vedem mâine, vedem cât material strâng mâine. Și vă spun de acum să aveți o noapte liniștită și ne revedem mâine. Vă pup!